Și iată cum, în povestea gărilor bucureștene, ne aflăm, după cum și placa pe care o vedeți în fața aparatului de fotografie ne arată, ne aflăm pe strada care poartă numele unei gări. Strada Gara Herăstrău. Unde e această gară? Din păcate, astăzi clădirea nu mai există. Era exact pe locul pe care îl vedeți grație aparatului de filmat. Exact aici unde sunt acești copaci, pe locul pe care stăm practic și filmăm aceste cadre. Vedeți alea care s-a păstrat, care venea la gara, acele scări pe care cineva care locuia în zonă și care a participat la unul dintre tururile mele ghidate chiar mi-a spus că și-a aducea aminte de clădirea care astăzi nu mai există, a fost demolată în anii 60. Toată linia, practic, vechiul traseu al căii ferate dintre gara Băneasa și gara Obor, vechea ieșire către Constanța din București, a fost folosită până în toamna anului 1959, ulterior s-a demolat, părți din linie au mai rămas până în anii 80, chiar și în anii 90, zona dinspre piața Obor de astăzi și partea aia dinspre gara de est. Clădirea în sine a dispărut, astăzi singura urma ei este această denumire rămasă în toponimica locului, strada Gara Herăstrău. Din păcate, fiind o clădire mai mică, o gară mai puțin cunoscută, nu s-au păstrat nici foarte multe fotografii cu ea. Chiar în 20 de ani de când fac istoria căilor ferate, n-am găsit decât o singură fotografie cu ea. O fotografie apărută practic din întâmplare. Două fete care plecau cu trenul către Constanța, pe care tatăl lor le-a pozat în fața gării, se vede așa un colț de clădire, un colț de placă cu firma gării București Herăstrău, dar din păcate nu e o fotografie foarte relevantă, dar există. Probabil că poate prin albumele celor mai în vârstă e posibil să mai existe și alte imagini cu gara, dar personal n-am găsit de mult caut, dar n-am reușit să identific foarte multe dovezi materiale ale existenței ei. După cum v-am zis, în memoria locului, însă strada care venea la gară poartă numele Gara Herăstrău și artera rutieră s-a păstrat și astăzi. Deși calea ferată s-a desființat din 1959, trenul n-a mai trecut. De ce? În perioada interbelică deja se construise actualul racord și actuala legătură între gara Obor și magistrala București-Constanța, legătura între gările Obor și Pantelimon. Practic s-a rerutat traficul feroviar prin centura Bucureștiului pe traseul pe care se folosește și astăzi și această linie a devenit inutilizabilă, fiind și în interiorul orașului, intrând cumva și în conflict cu traficul rutier, s-a luat decizia de a se desființa și practic de asta a dispărut din peisajul feroviar al capitalei.